Sunt sigur că iubiți și muzica populară și că nu ratați ocazia de cânta unele dintre hiturile acestui gen. Ce vreau de fapt să verific acum este dacă și înțelegeți muzica populară. Fiecare echipă va fi invitată să asculte cu atenție un fragment de folclor autentic. Priviți vesturile de pe ecran, începem cu echipa lui Andrei Ștefănescu. Da, bineînțeles! De fete și de ficiori, când îți mângă sărbătorii, băi, ține mă de asta, straiță să mă hiți cu asta, moață, iai! Ține mă de asta, traistă, să mă hiți cu asta, moastă. Moastă. Cu asta, moață. Hârță moască, intră mă pe Google. Intră pe Wikipedia să vedem. Hârță moască. N-ai voie, n-ai voie, Cezar. A, nu. Hârcă babă pe lopată că îi confisc. Mai zi o dată, te rog mult. Ține-mă. De asta traistă. Traistă, am înțeles. De asta traistă. Ține-mă de... Vrei să-ți mai dăm o dată asta? Nu, nu, nu. Ține-mă de asta traistă să mă hâți cu asta moață. Să mă hâți cu asta moață. Să mă hâți cu asta moață. A, fii atent, mă. Să se hâți cu femeia. Asta e. Ține-mă de șase, stai de pază că eu mă hâț cu cumătra. Gata, ăsta e. Mă bune, ăsta e, mă nene. Pentru a fi sigur că ați răspuns corect și pentru a înțelege cu toții exact ce înseamnă fiecare vers, am apelat la un cunoscător din zona în care acest cântec este celebr. Haideți să-l ascultăm pe Ionuț Fulea și să vedem dacă răspunsurile lui Andrei Ștefănescu au fost aproape de adevăr. Ține moț de astă traistă. Moțul era... locuitor din zona munților. Moți, nu hăți. De astă traistă, de bagajul meu. Traista era un sac legat la gură în care se ducea mâncare la ciobani, la crescătorii de animale. Să mă hâți cu astă moață. Să joc cu femeia de la munte. A, deci moața era să fie mi s-a părut că ai fost foarte aproape de adevăr. Cât faci, ia, și vei să zic ceva. De la dans până la hâț, cât mai era? Imediat, cu ei o strânge o... Ai răspuns corect. Și așa a dansat pe munte sus acolo, ce crezi că dansa? Dacă ar fi să-ți dai un punct, ai dat sigur? Ce-am făcut? Dacă ar fi să-ți acorzi un punct. Mi l-am dat deja. Mulțumim, mă, eu nu ți l-aș acorda, îmi pare rău. Nu mi l-ai dat? Nu, n-ai fost aproape. Și așa pentru... Următorul fragment. Pentru noi, da? Nu, no, nu, no, tot pentru Andrei. Terminăm întâi cu toate fragmentele. Hai, ca să cam câte fragmente ceva avem așa? Terminați cu ăștia mai câte vrem noi. Fără număr, am înțeles. Vă rog să urmărim fragment. Da. Ița, ița, țarina, cu mocana rumena, că pe unde sunt mocanii, să fac oara mai postani. Iai! Hai, dați o dată. Băi, băi, m-ați luat la mișto, mă. Te rog să te uiți bine la ecran, da? Da, e frumos ăsta. Ița, ița, țarina, cu mocana rumena. Bine, nu prea știu să citesc. Mocana rumena, mocana rumena, că pe unde sar mocanii, să fac vara mari bostanii. Ce e așa greu? Zi! Cu mocana, mocana rumena. Mocana o... e o femeie, mă, e ca, băi, ca da, și la mod moață. E mai plin așa, mocana. Mai tot moață. Deci, mai... Anca, trebuie să știi, n-ai cum să nu știi. Mai cum? Țarina, știu că înseamnă țărână și cam așa? Atât. Ița, ița... Mocana, ce-i mocana? Ița e iță. Mocana e trenulețul ăla de ținea, îi ducea pe ea. Mocaniță. Nici că seamă? Nu, nu, nu. Ai 10 secunde să hotărăști să-mi dai un răspuns. Mocanji, ăștia mocani, că pe unde sar mocani? Ziceți. Zi, mă, că tu ești capitan. Deci. Ia. Ița, ița cu pe pământ. Deci, perfect. Să dansăm. E simplu asta. Da. Țarina. Țarina. Mocana rumena. Cu adică fata bronzată cu mocana fata... din Mocania. Da. O domnișoară mai rumenă. Știu că s-ar putea să fie ceva de încălțat. Uite după aia la. Bine, în fine, zi tu. Hai. Că pe unde s-ar... Că pe unde s-ar mocanii, adică... Să fac vară... Dar revedere, n-ați răspuns. Da, corect, hai, gata, lasă. Stăm prea mult, stăm prea mult. Ați mântat, de ce? Uite, mă, ce îmbăligători. Stai, așteaptă. E clar. Stai, știi că nimic? Nu, nu știi nimic. Hai să vedem explicația corectă pentru versurile astea. De la Ionuț Fulea, ia. Ița, ița, țarina. Ița, ița. Înseamnă mișcă-ți picioarele. Na. În ce limbă, mă? Mișcă-ți ița, ița, picioarele. Este un joc specific zonei de munte cu mocana rumena. Adică? Cu femeia în bujora roșie în obraș. Am zis, mă, am zis bine. Că pe unde sar mocanii, adică ei mocanii, să fac vara mari bostanii. Așa. Că pe unde joacă
mocanii, acești crescători de animale, vara cresc bostani, adică dovlecei sau pepenele verde. Asta e, deci am dat bine. Bravo, 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 niciun punct, bravo. Ai făcut. Băi, am zis, mă, băi, da, da, femeia. Ai nimerit doar o femeie acolo, da, femeie prea puțin. Păi ai avut 5-6 cuvinte necunoscute. Dacă la 38 de așa dat și el seama că e o femeie, îți dai seama. Hai, perfect. Ați avut 2, ați recunoscut 0. Trecem la echipa lui Lina Vârșu. Hai să vedeți ce grele. Hai să ascultăm primul fragment pentru echipa verde. Hai. La voi ieși că din poiana ai cută slabă la șana, la șana cu cheșuri, sute și înțăși de ori, dar încă trică n-o fost pune, și-a te drept din loc n-o pune. La voi ieși că din poiana ai cută slabă la șana, doar ăsta cu galben. Ăsta cu galben. Ce greu e, mă, da. Te explici că e mult de ținut minte. Asta. Doar partea asta. Și la vale cu proptele și la deal cu opintele. Hai, mă, ce dracu, băi. Eu mă fac de râs că-s moldovean, dar habar n-am ce înseamnă. Hai, mă, că asta e vrăjeală. Hai, mă. Ia să vezi Maria, ce se fac Maria, te rog. Băi, am tăcut noi la voi? Nu. Hai, muclă și continuă, ai zis ea, dar de ce lași, dar de ce faci? Lasă-o pe Maria. Te rog. Nu, dar vedeți, nu ne-ați întrebat înainte să ne invitați în emisiunea asta dacă știm și limbi străine. Da, mă rog, învățăm. La derută. Și la vale cu proptele și la deal cu opintele. Păi clar că la de opintele, ceva, opintea, adică greu. La vale cu șurel și la deal cu greu. Explicația Mariei Buză, ia să vedem. Perfect. Dacă e asta e făcătură. Explicație pertinentă, ai auzit cum se explică versiunea? Unde mă așa ușor fâștia toată lumea? Am apelat din nou la un cunoscător. O să aflăm acum traducerea reală de la Mirela Băureanu Vaida. Și la vale cu proptieli și la deal cu opintieli. Adică la vale, unde e viteza mare, trebuie să mă proptesc în ceva, să nu cad, să nu mă duc de-a berbeleacu. La deal trebuie să mă opintesc în ceva, să mă sprijin ca să pot să mă dea munte. Bravo, Maria. E un fel de la joc, înainte, la treabă, înapoi. E, uite, cam așa se explică. Explicație parțială ai avut. Auzi, vrei să zic ceva? Zero munte. Dar greu de tot ne-a picat, mă, greu asta. Păi la mine era aici. Dar tu de ce țipi la mine, frate? Păi cine a dat asta? Mamă, e la fel, 0 puncte le-am dat. Așa? Păi asta zic. Da. Explicația parțială nu se notează cum. Și nu te, că te-ai roșit la față ca echipa. Stai potolit acolo. Mai avem un fragment pentru echipa voastră. Te-ai pe la ureche, frate. Atenție, Vârciule, atenție la verse. 3 și... Coco Jumbo. Să ne înțelegem. Bine, eu știi că fac ce vrei tu. Hai să ne uităm la ecran, mai bine. Ideea următoare, eu... Da, cu ochi-ncă și o delincă facem noptată, știi ca cu delincă, mă, eu cu ochi-ncă jocă-ți rădare, mariță la madute, până la pomul ca mută, așa cu omul dragă, când îi prepele la coc, așa, hei! Hai să văd acum. Ba, mă, ce hai că vă explic, pe rând, pe rând, pe rând. Dar cred că e un instrument. Cu o pincă și o delincă facem noaptea atâtica. Tidlină trebuie să fie ceva de sustanță. Lăsați-mă, uitați-mă la ei, mă. Deci instrument, zici tu? Ceva de genul ăsta. Facem noaptea atâtică. Da, cât vreau. Adică cu un dans și cu muzică facem noaptea atâtică. Deci să explicăm tot ce e galben, nu? Păi normal. Păi copinca, măi, copinca și tilinca dansezi și noaptea e mică. Știi că e ziua mare, adică o faci zi. Ok. Și noapte faci zi. Dar stai la un loc cu tot, te rog. Nu că mi-a venit. Da, cu noapte faci zi, adică atâtica, noapte o faci mai mică. Cu tilinca, mă, și eu, cu când te petreci și dansezi, dormi puțin. Cu tilinca, adică... Treci mai departe, am înțeles primele mele. Cu tilinca, că e un instrument muzical, cântă și... Cu tilinca, când și doamna. Și copinca e un dăsta de te încalți. Cât vreau. Hai bătiță la bătute. Cum hai bătiță, adică la... bărbatul, ești la da, bătute, joacă moldovenești, adică bon. Joc moldovenesc, nu se joacă pe la munte, munte Andrei e nu e șes, adică munte e... Așa, bun, și ultima tot așa cu așa ca fulul de prepeleac. Ce frumos! De prepeleac, ce-i prepeleac? E moțatul ăla pe care se încale căpune. Așa. Bun. Să ascultăm din nou explicația expertului. Mirela. N-am înțeles nimic. Cu o pincă și o tilincă facem noaptea atâtica. Adică cu joc și cu voie bună și cu cântat. Tilinca știți că este un instrument de suflat asemănător. Trece noaptea nici nu știi când. Cu tilinca cânt și eu, cu o pincă joc cât vreau.
Asta cred că l-ați înțeles. Da, păi a fost... Hai Bădiță la batuti cum se joacă pe la munte. Adică hai Bădiță și mă ia la joc la batuta asta țărănească de care vă spun, că așa se joacă pe la munte. Am bătut cu neamărind de mei și poți. Drag, ca fărul pe prepeleag. Prepeleagul este acel băț fix pe care v-am pupat, la sus, sau pe care se clădesc căpițele de fân. Acel lemn pe care se clădesc căpițele. Cum stă căpița suită pe prepeleag, așa stau și eu suită pe omul drag. Bravo, Maria! Bravo, Maria! Andrei, un punct pentru echipa lui Liviu Vârciu. N-ai cum să contești punctul ăsta. N-ai cum. Dar de ce n-am? În acest moment, doamnelor și domnilor, scor la general este 3-2 pentru echipa lui Liviu Vârciu. Bine, bine, bine.